Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de azi mi-am prins iubitul când mă înșela cu colega mea de bancă de la școală. Ce? Stai să vedeți ce o să-i fac când o să-l prind. Nu te mai întinde, hudinașule? Îți arăt eu ție că o să te prind. Las că vezi tu, mă mai înșel tu. Da, da, da. Deci dacă vreți să vedeți, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Pe vremea când eram la școală, în generală, aveam o colegă de bancă, se numea Furseacă. Mie îmi plăcea să-i mai zic Fursecuț sau Furțeacă. Dar stai să vedeți, eu cu iubitul meu ne știm din generală, da, și de pe atunci eram iubiți. Dar mi se părea mie că ceva se întâmplă ciudat între hudinașul și colega mea de bancă. Ce se întâmplă între ei? Stai să vedeți. Nu vine să crezi, Furseacă, ai lăsat-o pe Miru să stea în banca mea? Serios? Nu vine să cred, ce fel de prietenă ești tu? Scuze, Foxy, cine pleacă la plimbare își pierde locul de parcare. Dar tu nu conduci și eu nu conduc și nu am mașină. Așa și? Miru, dă-te de pe locul meu, te rog. Îmi pare rău, nu vreau. Nu vine să cred. Sau o pleca Miru? Nu o să plec. Ce ciudat, bine. Hudinașule. Da, Foxy. Ce mai faci tu? Bine, uite, povesteam aici cu colegii. Uite, îi zici la colegul tău de bancă să se dea ca să stau eu cu tine în bancă, că Furseacă mi-a dat țeacă și a lăsat-o pe Miru să stea în banca mea. Bine, bine, Foxy. Ps, Alex Truțu, te dai puțin, te rog, te pui în banca cealaltă să vină Foxy? Da, frate, da, hudinașule, dar nu mai îmi spune Alex Truțu. Scuze, frate, mi se părea amuzant. Hudinașule, și ce vrei să facem după ore? Vrei să, nu știu, să mergem în parc, să ne dăm pe leagă? Nu știu ce să zic, Foxy, că trebuie să iau niște meditații la matematică, nu prea știu așa bine matematică și, da, trebuie să învăț puțin. Ok, nicio problemă, iubi. Hai să te pup. Și atunci ne vedem după ore, că asta e ultima oră și tocmai ce s-a sunat. Bine, Foxy. Ok, Furseacă, că te aștept să mă ajuți mai târziu la mate. Da, sigur, o să te ajut. Hei, stai puțin, tu ești cu Furseacă la meditații? Păi da, Foxy, pentru că ea mă ajută, că știi că ea, da, face meditație și ea și știe foarte multă matematică. E, știe, Furseacă copiază de la mine la teste. Serios, mi-a zis că au dat-o părinții ei la meditații. E, da, Furseacă, de ce minți? Nu mint, Foxy, acum m-am apucat de meditații, gata, nu mai copiez de la tine, mă duc și eu la meditații. A, te pomeni că ai bani acum? A, păi da, normal. Na, bine, bine, atunci vă las, mă duc singură acasă, pe jos. A, ce mă plictisesc, că vroiam să ies undeva după ore, dar n-am cu cine, că colegii ăștia mei de clasă și iubitul meu e super plictisitor, merge la meditații. Na, apoi mă duc și eu singură pe aici, ce să-și fac, că n-am chef să mă duc direct acasă. Furseacă, sper că nu mergem la meditație, cum i-ai zis, da, Foxy, parcă mergeam în parc. Hihihi, nu, hudinașule, ce ai? Normal că mergem în parc, abia aștept să mă dai pe leagăn. Da, hai să mergem în parcul ăla despre care vorbeam. Iuhu, hai să mergem, hudinașule. Ține-te bine, Furseacă, că deja am amețit. Hudinașule, dă-mă mai tare, mai tare, vreau să ajung până la... Da, Furseacă, stai așa că te împing eu dacă vrei să te dai cu viteză mare fără nicio problemă. Iuhu, ce fain este în parc! Nu-mi vine să cred, hudinașule! Oprește leagănul, că mi-e frică! Da, da, acum, Furseacă, acum, stai așa că-l opresc. Dar ce frumos te-ai îmbrăcat astăzi, Furseacă, mama mia, stă bine îmbrăcat așa. Hihihi, hudinașule, mulțumesc!
Stai așa că te gâdil un pic. Hădinașule, dar nu am mai gâdit, că m-am gâdit tare. Ei, da. Hădinașule, dar nu am mai gâdit, că o să fug. M-am rugat de spinare să nu mai pus gâdili. Ce amuzat. Și ce drăguț ești, Hădinașule. Ai fi un iubit de cinste. Mă plictiseam, voi ce faceți, colegii? Cum te sunteți pe afară? Vai, tu, Foxy, da, tu nu mai ești cu Hudinașul? Ba da, de ce? Păi, l-am văzut cu o furseacă, știi? Erau puțin cam apropiați în parc. Se țineau în brațe, se cătileau, se dădeau împreună pe leacă. Să știi că era foarte romantic. Ce? Alex, ai văzut așa ceva? Tu ești prietenul lui cel mai bun, spune! Eu nu mă bag, Foxy! Ok, ciudat! Foxy, dacă nu ne crezi, tu te chiar acum în parc! Este acolo cu o furseacă! Te înșală, Foxy, crede-mă! Ok, cred că exagerați! Bine, haide că mă duc! Hudinașule, ce faci aici cu fursiacă? Foxy, tocmai aici am scăpat de la meditații. Fetele și Alex, bine, Alex nu a prea zis nimic, dar fetele mi-au zis că mă înșel cu fursiacă. Pa, pa, Foxy! Ce pa, pa? Unde fugi? Vino aici, îți arăt eu ție, huliganule. Vino încoace, tu mă înșel, mă? Tu mă înșel? Prindeți-l, puneți mâna pe el. Îți arăt eu ție. Dați-vă jos de pe mine, Foxy, ia-i pe nătărăi ăștia de pe mine. Da, nătărăi ăștia, cum le spui tu, sunt colegii tăi și ei mi-au spus că mă înșel. Și nu o să iau de pe tine, lasă să se răzbune pe tine, că așa meriți, cum ai putut să mă înșel cu furseacă? Și, apropo, unde e furseacă? Mă duc să vorbesc cu ea. Nu-mi vine să cred că prietena mea, colega mea de bancă, s-a combinat cu iubitul meu. Unde este furseacă? 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 Vino încoace. Da, Foxy, ce s-a întâmplat? Tu te-ai combinat cu Hudinașul, recunoaște. Nu, Foxy, nu, vezi să nu. Tu ești prietena mea și colega mea de bancă, crede-mă. Niciodată nu m-aș băga pe iubitul tău. Da, cum să nu? Ajutor, ajutor, cineva să mă ajute, te rog, Foxy, ai milă de mine. Da, cum să nu? Știi ce? Eu nu mă bag. Am plecat, mă duc acasă. Pa, pa! Deci, vulpițelor și vulpișorilor, vreau să-mi spuneți dacă Hudinașul m-a înșelat cu colega mea, dacă furseacă mă minte sau îmi spune adevărul, dacă colegii m-au mințit, adică m-a înșelat sau nu, să știu. Da? Deci, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi frumoasă ca și voi. Noi ne reauzim data viitoare. Vă pup, pa, pa!